Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. O nouă alertă cu bombă la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Poliția spune că a fost sesizată astăzi în jurul orei 9:55 de minute de către un bărbat prin intermediul serviciului unic 112, precum că instituția ar fi minată. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate, iar clădirea a fost evacuată. Acum oamenii legii încearcă să dea de autorul apelului. Săptămâna trecută alerte cu bombă au fost anunțate la sediile Buicani și centru ale judecătoriei Chișinău, precum și la curtea de apel. Verificările au arătat că informația a fost falsă. Persoana culpabilă de infracțiune, care încă este căutată de forțele de ordine, riscă amendă de până la 42.500 de lei sau până la 2 ani de pușcărie. Asociația judecătorilor din țara noastră se arată îngrijorată față de modificările propuse la legea privind organizarea judecătorească și legea cu privire la procuratură. Potrivit magistraților, modificările generează dispoziții retrogradate și periculoase, deoarece Constituția Republicii Moldova exclude a priori orice imixtiune a puterii executive în activitatea puterii judecătorești. Reacția Asociației Judecătorilor vine după ce deputații au votat proiectul de lege care prevede ca în cazul imposibilității convocării adunării generale a judecătorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii pe motiv de expirarea mandatului membrilor săi sau în cazul declarării stării de urgență, adunarea generală a judecătorilor se convoacă și se deschide de către președintele sau președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul vacanței acestor adunări, Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă și se deschide de către Ministrul Justiției. De asemenea, dacă adunarea nu a avut loc din lipsă de quorum, ea poate fi convocată în cel mult 2 săptămâni de la data primei întruniri, dar și aceasta este deliberativă dacă la ședință participă mai mult de o treime din judecătorii în exercițiu. Asociația judecătorilor salută vizita Comisarului European pentru Justiție, domnul Didier Reinders, în Republica Moldova, precum și poziția sa fermă exprimată autorităților noastre față de principiile statutului de drept. Dumnealui a reiterat obligația autorităților de a implementa și respecta toate recomandările Comisiei de la Veneția. Și aici amintim că una din recomandările Comisiei de la Veneția, care a fost transpusă deja în actele normative, se referă la excluderea Ministrului Justiției din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Nu este de înțeles cum se pliază această recomandare cu intenția actuală de a oferi Ministrului Justiției, reprezentantul puterii executive, dreptul de a convoca adunarea generală a judecătorilor, organ care asigură realizarea în practică a principiului autoadministrării judecătorești, se menționează în comunicatul Asociației Judecătorilor. În nota emisă se mai spune că legea supremă a țării exclude a priori orice imixtiune a puterii executive în activitatea puterii judecătorești, dar acest principiu fundamental al statului de drept este încălcat în mod vădit și arbitrar prin proiectul de lege specificat. Independența instanțelor judecătorești reprezintă independența organizațională și funcțională a acestora, care este realizată prin autoadministrarea judecătorească, fiind dreptul instanțelor judecătorești și a judecătorilor de a soluționa problemele funcționării sistemului judecătoresc în mod autonom, fără implicarea puterii executive. Este incontestabilă necesitatea reformării sistemului justiției în Republica Moldova, iar Asociația Judecătorilor va susține în continuare toate eforturile de implementare a unei reforme eficiente, care se realizează printr-o viziune clară și cu măsuri legale, se mai precizează în nota emisă de magistrați. Am solicitat un comentariu la declarația judecătorilor de la Ministerul Justiției, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Autorul proiectului, Olesa Stamate, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, numit și imunități, nu a răspuns la telefon pentru un comentariu. Amintim că un proiect de lege care are scopul de a reglementa unele aspecte ce țin de alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor a fost votat în prima lectură de 52 de deputați PAS. Documentul urmează a fi examinat în a doua lectură în plenul Parlamentului.
Ședința de judecată în așa numitul dosar Punga Neagră, programată pentru astăzi la Curtea Supremă de Justiție, a fost amânată. Avocații fostului președinte au declarat că Igor Dodon a lipsit din motive de sănătate. El ar fi suspect de COVID-19, iar doi dintre apărători sunt în concediu medical. Procurorul pe caz admite că cererea de amânare a procesului ar putea fi o metodă de tergiversare. Eu pot să-mi creez opinia că există o bănuială rezonabilă, precum că dumnealor ar putea recurge și la acest fapt. Dar urmează să verificăm în ședința de judecată data viitoare documentele medicale referitor la starea de sănătate, care a făcut imposibil să fie prezenți, a declarat Petru Iarmaliuc pentru TV8. La ședința de astăzi urmau să fie prezentate primele probe din dosar, inclusiv filmulețul video, în care apare Igor Dodon alături de Vlad Plahotniuc și Serghei Aralov, cei doi încercând să-i dea fostului șef de stat o sacoșă neagră. Dodon este învinuit că a pretins aproape $1 milion de la Plahotniuc pentru promovarea intereselor acestuia. El se declară nevinovat. La începutul verii, în Moldova ar putea ajunge o misiune civilă a Uniunii Europene, scrie publicația Welt am Sonntag, citând surse. Potrivit acesteia, Moldova simte o amenințare din ce în ce mai mare și în data de 28 ianuarie a scris o scrisoare către Bruxelles în care cere sprijin. Serviciul European de Acțiune Externă lucrează în prezent la conceptul misiunii planificate. Misiunea ar urma să înceapă la începutul verii, mai scrie publicația. Ca parte a misiunii, personalul administrativ din domeniile justiției, poliției și cel vamal trebuie să concilieze fosta țară sovietică cu privire la crearea unui sector de securitate eficient, se spune în articol. UE intenționează să trimită experți care să concilieze autoritățile de la Chișinău în lupta împotriva atacurilor cibernetice și a dezinformării. Moldova cere ca Uniunea Europeană să concilieze supravegherea spațiului aerian și să asigure sisteme de apărare aeriană, a declarat anterior ministrul de externe Nicu Popescu la întrevederea miniștrilor de externe ai UE din 20 februarie. Misiunea civilă de consiliere, sub egida politicii de externe și de securitate comune a UE și fondurile pe care le primim prin facilitarea Tatea Europeană pentru Pace, ne vor ajuta să consolidăm capacitățile noastre de a rezista la amenințările hibride și interferența externă, a declarat Popescu săptămâna trecută. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, este convins că Republica Moldova va îndeplini toate condițiile Comisiei Europene și până la sfârșitul anului ar putea fi demarate negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Oficialul a declarat despre asta la o conferință de presă susținută la un an de la depunerea cererii pentru aderare la UE. În plus, ministrul a spus că Moldova se va alătura în curând sancțiunilor antiruse, la care anume se va decide după o analiză. Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Pentru asta, la etapa actuală, până la sfârșitul anului, trebuie îndeplinite toate condițiile Comisiei Europene. De muncit avem ani de zile, dar singura modalitate prin care țara noastră se poate rupe de situația de risc, de stres în care se află din cauza agresiunii ruse împotriva Ucrainei, este o apropiere clară a Republicii Moldova față de familia noastră europeană. Ministrul a amintit, Comisia Europeană a transmis o listă de întrebări pe baza cărora se va evalua gradul de implementare a recomandărilor înaintate țării noastre. Răspunsurile trebuie să ajungă la Comisia Europeană până la 19 aprilie. Urmează să răspundem Comisiei Europene până pe 19 aprilie, să explicăm ce progrese au fost efectuate. Ulterior, până la mijlocul lunii iunie, vom avea posibilitatea să mai ajustăm și să actualizăm răspunsurile pe care le trimitem până pe 19 aprilie. Deci, la modul practic, noi vom trimite, iată, aceste autoevaluări Comisiei Europene în forma lor aproape finală la mijlocul lunii iunie. În baza acestor răspunsuri, pe parcursul verii și în luna septembrie, Comisia Europeană va... El aș vrea scrie un raport
care evaluează progresul nostru. Acest raport tradițional este publicat în 1 octombrie, în acest an va fi pentru prima dată când Republica Moldova va fi evaluată în același pachet cu statele din Balcanii de Vest, cu Macedonia de Nord, cu Albania, cu Serbia, în gradul nostru de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. În context, șeful Ministerului de Externe a vorbit despre cele mai mari probleme ale Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Cea mai importantă dintre acestea este absența unui sistem de justiție care să funcționeze normal. În acest moment, principala prioritate și principala problemă a țării noastre, despre care vorbesc și partenerii europeni, este un nivel foarte ridicat de corupție și lipsă reformei în sistemul de justiție. Acesta este un obstacol foarte mare, în primul rând, în calea dezvoltării noastre economice. Este un obstacol în calea mediului nostru de afaceri, un obstacol în calea atragerii investitorilor și un obstacol în calea aderării noastre la UE. Prin urmare, în această etapă, prioritatea absolută este reformarea în continuare a justiției, astfel încât acest sistem să fie mai aproape de cetățeni, mai puțin corupt și mai corect față de toți. Întrebată despre impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei în contextul integrării europene a Moldovei, Popescu a spus că în viitorul apropiat autoritățile țării vor revizui lista pentru a stabili la care dintre ele să adere, iar procesul va fi rapid, a punctat Popescu. La această etapă noi facem o analiză asupra modului practic cum Republica Moldova va avea mai multe răspunsuri la anumite domenii. Rata noastră de aliniere la sancțiunile europene va crește vizibil, va crește rapid și va crește în viitor apropiat. Ministrul a amintit că la etapa actuală Republica Moldova nu a aderat la cele 10 pachete de sancțiuni ale UE, dar această cifră potrivită lui va scădea în curând. În octombrie, Comisia Europeană urmează să sintetizeze datele privind situația din Republica Moldova și să prezinte concluziile statelor membre UE. În luna decembrie acestui an, Comisia Europeană va înainta recomandări Consiliului Europei pentru ajustarea, completarea și examinarea aprobării acestora. Șeful de gară din Larisa a acuzat că a comis o eroare fatală care a dus la tragedie feroviară din Grecia. A fost inculpat pentru perturbarea siguranței transportului, ucidere din culpa unui număr mare de persoane și vătămare corporală din culpă. El se află în arest preventiv și riscă de la 10 ani de pușcărie până la detenție pe viață. Între timp, mii de oameni au ieșit duminică în stradă în Atena. Protestatarii au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare în plin centrul capitalei elene. Vasilis Samaras, 59 de ani, a cărui identitate a fost dezvăluită de Ministerul Transporturilor și a recunoscut responsabilitatea în coliziunea frontală dintre un tren de pasageri și unul de marfă care s-au aflat pe aceeași linie. Conform rechizitoriului, faptele șefului de gară sunt grave și nu se limitează doar la greșeala că a dirijat trenul pe direcția greșită. El este acuzat că, deși putea vedea din timp pe panoul de coordonare trenul care mergea pe linia greșită și ar fi putut astfel îndrepta eroarea fatală, nu a făcut-o. Urmărirea trenului în mișcare se putea face pe o distanță de 5,5 km prin sistemul de monitorizare electronică a deplasării. La audieri, bărbatul și-a recunoscut faptele. Totodată, a doua zi după tragedie, a fost denunțată lipsa de experiență a șefului de gare. Potrivit presei elene, acesta a urmat cursuri de pregătire rapidă înainte de a se trezi singur în postul de șef de gare, în timp ce traficul pe această linie era intens din cauza unui weekend prelungit. Între timp, duminică la Atena, 12.000 de persoane au protestat în fața Parlamentului Elen față de neglijențele și lipsurile din domeniul căilor ferate și au scandat jos guvernele asasine. Nu a fost o eroare umană. Manifestanții au aruncat cocktailuri Molotov, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, scriu corespondența agenției France Press. Manifestanții au răspuns la apeluri studenților, ai lucrătorilor feroviari și ai angajaților din sectorul public, în contextul în care trenurile și metroul sunt în grevă. În fața Parlamentului, protestatarii au eliberat sute de baloane negre către cer, în amintirea victimelor coliziunii frontale.
Premierul Kyriakos Mitsotakis a cerut iertare familiilor victimelor. În calitate de prim-ministru vă datorez tuturor, dar mai ales apropiaților victimelor scuze, a scris el într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook. În Grecia anului 2023 nu este cu putință ca două trenuri să circule din sensuri opuse pe aceeași linie și ca nimeni să nu remarce acest lucru, a subliniat el. Amintim că în 28 februarie un tren de pasageri care mergea la Salonic s-a ciocnit cu o garnitură de marfă ce venea din față. În urma coliziunii au murit 57 de persoane. Printre cei decedați se numără și un cetățean român. Gripa și viroza sezonieră bat în retragere în școli și grădinițe, în schimb COVID-19 continuă să se extindă ușor. Potrivit datelor Ministerului Educației, în perioada 1-6 martie au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri de infectare cu gripă și viroză sezonieră, cu peste 300 mai puține decât pe parcursul săptămânii precedente. Totodată, în perioada de referință, în școli și grădinițe au fost confirmate circa 200 de cazuri de COVID, cu aproape 30 mai multe decât în perioada 20-27 februarie. Medicii recomandă populației să respecte în continuare măsurile de protecție și să se adreseze medicului de familie la apariția primelor simptome ale infecției COVID-19. Totodată, specialiștii susțin că vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 este cea mai eficientă metodă de a evita cazurile grave de boală și deces. Comunitatea bicicliștilor a organizat sâmbătă un marș în capitală cu scopul de a atrage atenția autorităților asupra pericolelor la care sunt supuși în trafic. Manifestația a avut loc în contextul tragicului accident din 21 februarie, în urma căruia un băiat campion național la ciclism junior și-a pierdut viața, iar colegul său de antrenamente, vicecampion la ciclism, a fost grav rănit. Marșul a început în scoarul liceului Gheorghe Asachi cu instalarea monumentului Bicicleta Albă, în memoria lui Valerian Railean și a tuturor bicicliștilor care și-au pierdut viața sub roțile mașinilor. Ulterior, cu tamburine și tobe în mâini, manifestanții au pornit în marș pe două roți, dar și pe jos. În cadrul marșului pe bicicletă a fost străbătut viaductul și alte câteva zone din oraș considerate de cicliști cu risc sporit de accidentare. Participanții la marș au trecut și pe la David Melnic, băiatul care a supraviețuit accidentului teribil, pentru a-l susține. Coloana de manifestanți a fost însoțită de două echipaje ale poliției. Accidentul care i-a luat viața lui Valerian Railean s-a produs în 21 februarie, în apropiere de comuna Stăuceni, când o mașină ieșise cu viteză la depășire a dat peste el și David Melnic. În urma impactului, copiii de 13 ani au fost transportați la spital. După două zile de comă, Valerian, care era și campion la ciclism, a murit. Șoferul de 48 de ani implicat în accident se află în arest preventiv de 30 de zile. El a fost lipsit de dreptul de a conduce mijloace de transport până la o sentință definitivă a instanței. Un mistreț cu 10 purcei amenințați de incendiu au rămas teferi datorită intervenției prompte a salvatorilor. S-a întâmplat în localitatea Crihana Veche, Cahul. Tufărișul în care se aflau animalele fusese cuprins de flăcări pe o suprafață de aproximativ 6 hectare. Vâlvătaia a fost stinsă de pompieri fără să se extindă spre zona locativă, anunță IGSU. Potrivit inspectoratului, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 12 cazuri de lichidare a focarelor de vegetație uscată, în care au fost compromise circa 30 de hectare de teren. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să nu dea foc vegetației uscate, stufărișului, dar și gunoiului menajer, întrucât o simplă scânteie poate genera incendii devastatoare, în condiții de vânt și umeditate redusă. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 16:45 de minute. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă! We'll be right back.